Bună dimineața! Bună dimineața, Emily! La ce summer vibes e în casa lui Emily. Eu chiar aș pleca acum într-o vacanță, mai ales că a scos și costumele de baie și fustițele, adică e vară în adevăratul sens al cuvântului. Dacă mă uit la tine, chiar îmi dau seama că e vară. Nu e așa? Da. Bineînțeles, ce faci? În plină primăvară și a început curățenia de primăvară. Știi așa faci tu curățenie? Da, bineînțeles. Da, cercei, machiată, aranjată, în rochie, frumos. M-am îmbrăcat frumos ca să am spor. Știi cum e? Serios, chiar contează foarte tare. Ca atunci când faci curățenie în casă să fii și tu îmbrăcată frumos, ca să-ți meargă lucrurile altfel. Și am scos rochițele, am scos fustițele și a venit momentul să renunțăm, din păcate, la costumele de Moș Crăciun, la costumele de reni și la tot ce ține de hainele astea mai groase. Eu sper, știi cum e. Speranța mare ultima. Acum vedem o zi caldă, una rece. Ești singură acasă? Este pentru prima dată în viața mea când sunt singură acasă, pentru că Damiana a rămas astăzi la grădiniță o oră întreagă și sunt foarte fericită și, bineînțeles, cum să mă relaxez. Deci ești contra cronometru, că trebuie să vină acuș, nu? Exact, așa că hai să vedem ce ai scos aici, ce bagi, ce scoți, ce faci. Avem așa, am selectat prima oară chestiile groase ale copiilor pe care le vom exclude din garderobă și le vom pune sus, pentru că de fiecare dată fac schimbul între haine și pe unele le păstrez, pe altele le donez, pentru că știi cum e, cu doi copii mici rămân foarte multe haine mici, dar rămân și haine mici care pot fi purtate și de copilul mai mic. Tocmai de-aia rămâne ceva de la Medea ce poate să poarte și Damian? De când am și fată și băiat, să știi că aleg hainele Medei astfel încât să poată fi folosite mai târziu și de Damian, dar hei, nu mă judecă să nu am aceasta. Bine, costumele de baie sunt ale Medei, da? Da, mi se mai potrivesc de sezonul trecut? Să știi că acesta este un costum de baie care a crescut odată cu ea. Deci l-am luat când ea de-abia se născuse și nu știu cum a făcut, că ea a venit și atunci, a venit și anul trecut și ce crezi, vine și anul ăsta. Deci este chiar un costum de baie foarte, foarte o investiție bună. Exact, are niște chestii la spate pe care poți să le mărești și chiar e foarte util. Bineînțeles, ochelarii îi punem deja la loc de cinste, pentru că vara se apropie, este plină primăvară și este foarte important să facem această curățenie ca să putem să intrăm în vară ușor și cu toate hainele aranjate și așezate. Aici și cu multe fustițe, nu? Exact, aici este colecția mea de fustițe, îi plac la nebunie fustițele, doar așa se îmbracă și am apelat cumva la un fel de metodă astfel încât să nu se ducă îmbrăcată la grădiniță totuși cu un tiu roșu, cu un tricou mov și cu niște Adidas și Ciclam. Pentru că de foarte multe ori are tendința asta să facă un fel de color bloc, adică este cu stilul, știi? Să combine mai multe culori și să iasă așa un fel de nebunie. Dar am zis ok, mami, îmi place foarte mult stilul tău, hai să avem aici un sertar special pentru grădiniță. Astfel voi pune toate chestiile astea pompoase sus, în dulapul de sus, pe umeraj, iar lucrurile cu care se îmbracă zilnic vor fi aici la îndemâna ei, astfel încât ea să poată alege dintr-o selecție de haine, nu chiar din toate haine. Și le aranjezi în fiecare zi, pentru că totul este pus la locul lui, nu pare că umblă o mână de copil în aceste dulapuri. Să știi că îmi place foarte tare să păstrez ordinea, pentru că atunci când este ordine în camera lor, este ordine și în viețile lor și, deși mi este foarte greu câteodată și fac ordine cumva seara după ce ei ador și practic îmi iau din orele mele de somn, țin foarte mult la treaba asta și lor le place tare, așa că avem aceste organizatoare pe care mami are grijă să le facă așa frumos și Amedea seara vine și alege o pijamăluță de aici și se culcă. Când pleacă la grădiniță avem acest compartiment care este compus din bluziță și pantalon, practic o ținută completă. Ai păstrat ceva de când ei erau bebeluși? Nu știu, un body? Da, am foarte multe lucruri pe care le-am păstrat. Și de când era Medea mică și de când era Damian mic, pentru că sunt amintirile noastre și e cel mai frumos lucru să te uiți peste ani și ani la ele. Am observat treaba asta la Medea, i-am păstrat, bineînțeles, botoșei și acum când mai dau peste ei mă obușește plânsul, pentru că timpul trece foarte repede și trebuie să ne bucurăm de perioada asta în care ei sunt mici, să facem tot ce putem ca să crească frumos și să crească armonios, iar... Da. Hai că e operațiunea Dulapul chiar îmi aduce aminte de fiecare dată că ei vor crește foarte repede și fustița asta, spre exemplu, nu o să-i mai vină și sezonul următor. Dar bine, nu e timpul pierdut. Cine știe, poate o să urmeze și numărul 3, așa că păstrează tot, da? Să nu mai dai. Mi s-a părut mie că am făcut puțină burtică, dar chiar așa. Îți mulțumesc, Emily, atât de aici, ne întoarcem acum la voi.